Interdicție de zbor pentru avioanele utilizate de Air Moldova este vorba despre compania aeriană ucraineană Yaneir aeronavele care au fost activ folosite de transportatorul moldovean Air Moldova. Astfel, aceasta a primit interdicție de a efectua zboruri din cauza nivelului de securitate neconform. Potrivit informațiilor difuzate, rezultatele unei inspecții complexe a companiei aeriene Ianair au demonstrat o serie de neajunsuri, unele dintre acestea fiind importante în organizarea activităților operatorului de transport care ar putea afecta siguranța zborurilor. În acest sens, Administrația de Stat a Aviației a decis suspendarea certificatului de operator al companiei aeriene Ianair de la 7 iunie. Reamintim că aeronavele companiei ucrainene Ianair sunt activ folosite de compania aeriană din Moldova Air Moldova. La sfârșitul anului 2018, compania aeriană moldovenească Air Moldova a închiriat patru nave de la compania ucraineană Ianair, cu sediul la Jitomir. Acestea au efectuat în principal zboruri spre Tel Aviv, Istanbul și Bologna. Aceste companii au suspendat zborurile din capitala Moldovei pe luna trecută.